În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București, obștea monahală de la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a primit în mijlocul ei pe înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului. Cu această ocazie, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, construit la demisolul Noii Biserici. După ce a rostit mai multe rugăciuni pentru vindecarea celor aflați în suferințe, înalt preasfinția sa a adresat către toți credincioșii un îndemn. La Iisus Sirac, în capitolul 38, avem un capitol întreg aproape despre medic. Și acolo se spune ce rol are medicul, cine l-a făcut pe medic. Deci pe el l-a făcut Dumnezeu, zice, și pe el l-a făcut Dumnezeu. Rolul lui este de a se îngriji de cei bolnavi și trebuie ascultat, spune acolo medicul, pentru că și el, zice, aduce darul și jertfele lui Dumnezeu și el se roagă, medicul este extraordinar de mângâietor, se roagă pentru sănătatea pacienților, a celor bolnavi, așa încât nu rareori am auzit medici care tratează bolnavi și mai ales chirurgii cu care am vorbit deseori au spus că ei, într-adevăr, taie, operează și așa mai departe, dar cel care vindecă este Dumnezeu și că ei se roagă, am auzit mărturisirea lor extraordinară, se roagă lui Dumnezeu că atunci când tratează și atunci când operează și atunci când îngrijesc bolnavii, se roagă la Dumnezeu ca să facă sănătoși. Este un lucru extraordinar și nouă ne este de trebuință să ne rugăm la Dumnezeu pentru toată lumea, să înțelege, dar să ne rugăm pentru binefăcătorii noștri și pentru medici, ca ei să fie sănătoși, ca să poată veghea, să stea de strajă la capul celor bolnavi și să le inspire credință și nădejde în Dumnezeu, cel căruia se roagă și ei împreună cu cei bolnavi. Deci ne ajută Dumnezeu să fim solidari. Aflându-ne la 10 zile de la momentul sfințirii noului paraclis, în cuvântul rostit, chiriarhul eparhiei a dorit să scoată în evidență vrednicia părintelui stareț Ioan Danci, care a reușit să ridice acest sfânt altar într-un singur an. Dumnezeu înseamnă optimism, înseamnă dinamică cerească și pământească, înseamnă purtarea de grijă, cum a purtat de grijă Dumnezeu și aici la Valea Lupului și l-a ajutat pe Părintele Ioan, Părintele Stare, să pună piatră pe piatră cu cei care l-au ajutat din iubire și s-a făcut aici un altar în munții Argeșului, încă un altar aici și ne-am bucurat astăzi de ziua Sfântului Dimitrie din Basarabi să fie pomenit, să ne bucurăm de rugăciunile lui și în munții Argeșului, în munții Carpați, în frumusețea acestei lumi văzute, în pridvoarele Paradisului. Să ne ajute Dumnezeu și Sfinții Săi să pășim cu optimism, cu curaj și cu credință tare și mare în Dumnezeu și în ajutorul aproapelui nostru. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului înființează în anul 2012 schitul Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon Valea Lupului cu obște de călugări. Pe lângă construcția noii biserici, în ultimii 9 ani au fost executate lucrări de extindere a casei mari, unde sunt chiliile, s-a construit o nouă anexă cu spații de ședere pentru pelerini, iar curtea interioară a fost reamenajată și lărgită. Totodată, pentru siguranța noii biserici, versantul nordic a fost consolidat prin înălțarea unui zid masiv din beton armat și piatră.